Doi frați care trăiau în gospodării alăturate au avut un conflict. A început cu o mică neînțelegere și a luat amploare până când s-a produs dezbinare între cei doi. Totul a culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de liniște. Într-o dimineață, cineva a bătut la ușa fratelui mai mare. Când a deschis ușa, a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie. Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveți nevoie de mici reparații aici, în gospodărie. Eu v-aș putea ajuta. Da, a zis fratele mai mare, am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locuiește vecinul meu. Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să construiesc un gard de 2 metri înălțime. Nu vreau să-l mai văd. Eu plec la câmp la treburile mele, dar aș vrea ca până mă întorc de seară, dacă se poate, să fie gata. Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. Aproape de asfințit, când s-a întors de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce vede, fermierul a făcut ochii mari și a rămas cu gura căscată. Nu era deloc un gard de 2 metri. În locul lui era un pod care lega cele două gospodării peste râu. Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui și, copleșit de ceea ce vedea, și-a îmbrățișat fratele mai mare și a spus: ești un om deosebit, să te gândești tu să construiești un pod așa de frumos, după tot ce ți-am spus și ți-am făcut, iartă-mă, frate! Și s-au iertat. Tâmplarul, văzându-și treaba terminată, început să-și adune uneltele ca să plece între ale sale. Așteaptă, stai, a zis fratele mai mare, mai stai câteva zile, am mult de lucru pentru dumneata. Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit. Oamenii construiesc prea multe ziduri și prea puține poduri.